Unde dor unde-ai pornit, măi dorule mă? Unde si bine primit, măi dorule mă? Să stai unde-ai trăi bine, măi dorule mă? Să nu te gândești la mine, măi dorule mă? Vezi dorule, vezi nebune, măi dorule mă? Mintea rea la ce te pune, măi dorule mă? Vezi dorule, vezi sărace, măi dorule mă? Mintea rea la ce te trage, măi dorule mă? Continuăm emisiunea, stimați telespectatori, și iată interviul realizat cu cele două invitate ale mele, Maria Leordean și Emilia Pop Deac. Vă spuneam că Emilia o însoțește din prietenie pe Maria Leordean la această emisiune pe care o realizăm și vreau să o întreb pe Emilia de când este prietenă cu Maria Leordean. În anul 1974 eu am început să activez la Casa de Cultura Sindicatelor. Și chiar de atunci a început și colaborarea mea cu Orchestra Populară, așa se numea atunci, din Bistrița Năsăud. Dumnezeu să-l ierte, dirijorul Alexandru Bubi. Întotdeauna mă solicita în spectacolele cu artiștii profesioniști. Pentru că eu nu-mi dădeam seama despre vocea mea, dar într-adevăr vocea mea era valoroasă. Acolo, în colaborare, a venit și Rații Leordean, care avea un succes extraordinar de mare. Și de atunci noi am rămas și colegi și prieteni și am... O perioadă n-am ținut legătura, a fost chiar vreo 20 de ani aproape, nu ne-am văzut aproape 20 de ani. V-ați regăsit? Mai puțin. V-ați regăsit, da. Ne-am regăsit la un festival la Sighet. Eu am cântat un cântec care... pentru multe lume este șlagăr, n-am știut ce-i dragostea și atunci Maria era în public și a venit la noi la scenă și a spus: vai, Emilia, nu te-am întâlnit de atâția ani. Și ne-am reîntâlnit și din nou am început ca să ținem legătura și să colaborăm. Este minunat că, iată, există această prietenie între interpreții de muzică populară din zone diferite, pentru că ce este mai frumos decât ea, iată, peste ani să te întâlnești, să-ți aduci aminte de clipele petrecute împreună, de oamenii pe care i-ai întâlnit în colaborări. Și de aceea am să o întreb pe Maria Leordean cum era colaborarea cu Orchestra Populară Bistrița, sindicatelor din Bistrița Năsud, în urmă cu ani. Cum era legătura dumneavoastră cu colegii de cântec care făceau parte din acest colectiv? Da, era foarte frumos, era Petre Petruse, eram Puion Conia, Dumnezeu le ierte, Cornelia Ardelean, mai era o colegă, Felicia Ilescu, Viorica Lazar și Valeria Petre Predescu într-o anumită Pana perioadă. Pana era un moment... Iosif Buș, Iacob Tătaru. Iacob Tătaru era. Era Ion Sabadâș, la vioară, Oscar Urs, cu acordeonul, Dumitru Ciupa, da, Sabin Buac, da, Cilică. Cilică Dumitru, da. Da, Dumitru Cilică. Îi cunoașteți pe toți, pentru că ați colaborat mult cu ei. Da, mult, mult am dominat noi aici, în Bistrița. Și noi avem și cerașa noastră. Da, era trupa cu care era acompaniați restul de soliști. Deci nu cântați cu orchestra, cântați cu cetera și dumneavoastră. Cetera, zongură și dobă. Da, nu eram... Veneați cu formula exact completă. Exact cum am venit de la Floarea din Grădina și am venit în spectacol. În colaborări, da, cu... colaborări cu și cum vi s-au părut oamenii de la Bistrița, de la Orchestra Populară Bistrița? Foarte de treabă. De treabă. Era o orchestră minunată. Soliștii deosebiți de minunați era. Foarte... călduroșă. Publicul venea... Publicul nu o să mai discută de public. Le mulțumesc
chiar și acum le mulțumesc care au rămas în viață și nu o să ne vadă. Le mulțumesc de la tot publicul din Bistrița că, și la tot publicul de peste țară. Venea un număr mare. Da, și era un succes deosebit. Eram în, eram și cu pe stadion, cu Dem Rădulescu, cu Draga Olteanu Matei, cu... Da, eram cu... Cu actori. Cu actori. Cu actori. Cu actori. Erau spectacole și veneau, organizate da. Pe stadioane, în general, și erau foarte dese. Erau și dese. Lumea era foarte încântată de aceste spectacole. Sigur că da, și încântată și de cântecele pe care frații Leordean le aduceau, de felul în care ei apăreau, iată, într-o formulă tradițională cu vioară, zongură și tobă. Și înregistrările le-ați făcut tot așa, în formula aceasta, da? Da. Înregistrările tot, tot în aceeași formulă. Cu cetirașii de la noi. Cu cetirașii de acolo. O să vorbim imediat și despre cetiraș și despre locul de unde veniți, după ce vom urmări alte cântece aduse în emisiunea noastră de Maria Leordean și în același timp vom asculta și un cântec în interpretarea Emiliei Popdeac.